domnule rector, domnilor profesori, dragi studenți. După cum spunea și domnul rector, Universitatea Transilvania este o universitate de prestigiu, este cea mai mare universitate din România 7 centru. Avem foarte multe facultăți care în decursul timpului au scos foarte multă personalități ale Brașovului. Cred că este o datorie a dumneavoastră, a celor care astăzi fie începeți, fie continuați facultățile din care faceți parte, de a duce mai departe această tradiție. Este foarte adevărat și eu susțin același lucru, ne aflăm în cel mai frumos oraș din România și cu siguranță cel mai frumos județ din România, dar acest lucru ne obligă de a duce mai departe și de a realiza obiectivele pe care noi ni le-am propus. În cele 3 luni de zile, de când sunt președinte al Consiliului Județean, am stat de vorbă cu foarte mulți investitori și cu siguranță vom sta de vorbă și în continuare, în așa fel încât piața forței de muncă din județul nostru să fie într-o continuă creștere. Acest lucru nu face altceva decât să ofere posibilitatea de a avea locuri sigure de muncă în viitorul apropiat. Permiteți-mi, ca și din partea mea, să vă urez multă sănătate, putere de muncă și să ne vedem cu bine la începerea anului școlar.